21 de ani de când a fost ales primar al sectorului 5, controversatul Marian Vanghelie a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare. Supranumit și primarul care este sau Goagăl, Vanghelie este acuzat că ar fi primit mită în valoare de 30 de milioane de euro în doar 5 ani dintre cei 15 cât a fost edil. Decizia de astăzi a Tribunalului București nu este definitivă. Google, așa? Marian Vanghelie a devenit cunoscut mai mult prin declarațiile sale decât prin reușitele administrației pe care a condus-o 15 ani la sectorul 5. Dacă ar fi fost dată peste tot această zăpadă, acum ne-ar fi fost și noi mai ușor decât am fi încărcat-o și n-am mai fi trebuit să o luăm și manual la mână. Supranumit primarul care este, Vanghelie și-a început de jos drumul spre celebritate și avuție. A pornit de la căratul tăvilor cu mâncare la ședințele PSD și a ajuns să își critique colegii. Să ducă dreacul la muncă sau să citească câteva almanahe. L-a certat și pe fostul premier Victor Ponta. Voi scoate poeția de acolo, că pot să-și băieți și intrăm acolo. Voi tu auzi? Da, domne. Acum scoate poeția, mă. Că ai distrus partidul ăsta, mă. L-am tamponat pe domnul Ponta, gata. Ăsta este un tampon în gură. După 15 ani în care a condus cel mai defavorizat sector din capitală, în 2015 au apărut și problemele cu iz penal. Atunci a fost arestat preventiv într-un dosar de corupție. 6 ani mai târziu a venit și condamnarea. 11 ani și 8 luni de închisoare. Aceasta este pedeapsa pe care au stabilit-o judecătorii de la Tribunalul București. Magistrații sunt de părere că prin această afacere de corupție, statul ar fi fost prejudiciat cu 60 de milioane de euro, iar jumătate din bani ar fi ajuns la fostul edil. Marian Vanghelie ar fi primit acești bani ca să ajute un om de afaceri să primească contracte cu primăria sectorului 5. Ca despăgubiri, instanța îl obligă pe Marian Vanghelie să plătească 15 milioane de euro, așa că se menține sechestrul asigurator asupra proprietăților și conturilor sale bancare. Contactat de știrile ProTV, Marian Vanghelie nu a transmis niciun punct de vedere în urma condamnării. În schimb, judecătorii au decis că Mircea Joană își poate recupera ceasurile de aur primite cadou de la fostul edil. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în instanță. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.